Bună ziua, mulțumim că ați dat curs invitației noastre la această conferință de presă. Cred că v-am obișnuit deja la finalizarea oricărui proiect făcut cu fonduri de la Uniunea Europeană. Unitatea administrativ-teritorială trebuie să încheie acest proiect cu o conferință de presă. Iar astăzi v-am invitat pentru a discuta despre finalizarea proiectului reorganizare și amenajare spațiu public central din municipiul Râmnicu Vâlcea. UAT Râmnicu Vâlcea a finalizat proiectul reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Râmnicu Vâlcea, finanțat în cadrul programului operațional regional Axa Prioritară 1, sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor, poli urbani de creștere, domeniul major de intervenție 1.1, planul integrat de dezvoltare urbană, sub domeniul pol de dezvoltare urbană. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 26 februarie 2014 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrații Publice, organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea. Bugetul proiectului 50.165.053 de lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile a fost de 22.134.565 de lei. Termenul acordat beneficiarului în vederea finalizării proiectului a fost data de 31.12.2017. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a contribui la dezvoltarea urbană integrată a municipiului Râmnicu Vâlcea ca pol de dezvoltare urbană. Proiectul s-a subscris obiectivului POR de creșterea rolului economic și social al centrelor urbane printr-o abordare policentrică pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, cât și îmbunătățirea accesibilității regiunilor și în special a accesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare și creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor. Ca obiective specifice, proiectul a avut ca obiectiv specific reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Râmnicu Vâlcea, în vederea îmbunătățirii infrastructurii publice locale, pietonale și rutiere, iar lucrările au constat în amenajarea spațiului public prin păstrarea unei părți actuale amenajări de tip parc cu spații verzi și amenajarea unei porțiuni ca spațiu liber de piață de tip piață urbană, construirea unui pasaj pietonal care subtraversează intersecția Calului Traian cu străzile Știrbei Vodă și Regina Maria și construirea unei parcări subterane sub strada Regina Maria cu două niveluri subterane cu o capacitate de 192 de locuri pentru autoturisme și 8 locuri pentru motociclete. În fine, considerăm că s-a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de recreere și petrecerea timpului liber al locuitorilor într-un mediu natural, curat și civilizat. Beneficiarii proiectului, beneficiarii indirecți, cuprind toate autoritățile locale sau instituțiile publice private de la nivel local, regional, precum și operatorii economici și actorii sociali. Beneficiarii direcți sunt reprezentanți de membrii comunității locale în ansamblul ei, precum și a persoanelor aflate în tranzit. Cam asta e mare despre acest proiect. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, le așteptăm cu interes. Ați făcut un mod de calendar, prima dată folosind pe galeriile, cam câte evenimente au avut? Sunt multe evenimente, n-am făcut o inventariere, dar dacă vă interesează, facem și vi le punem pe hârtie. Sunt multe. Este acolo domnul Dican, care se ocupă de organizare. Ne-am ocupat să avem și încălzire în cele două spații, pentru că vremea rece nu permite desfășurarea unor evenimente, chiar le avem acum cele două săl pe ecran. Sunt multe evenimente și vreau să-i mulțumesc domnului Dican pentru modul în care colaborează cu noi pe această temă. Că astfel a devenit activ. Asta am și vrut. Da. Să fie un spațiu viu. Și l-am transformat într-un spațiu viu. Domnul viceprimar, dacă îmi dați și mie voie să, în calitate de manager de proiect, să mulțumesc echipei de implementare a proiectului, colegii care ne-au sprijinit pentru realizarea acestui proiect. Aș vrea să nominalizez asistentul manager, doamna Camelia Angel, doamna Mirela Turcu, care a fost ofițer lucrării, Emilia Burnaz, asistent ofițer, Gabi Barbu, responsabilul financiar și Mihaela Prodescu, responsabilul juridic. Vă și mulțumesc Iuliana tuturor. Bună, și Iulia, n-am zis-o pe Iuliana, scuze. Mă uitam, scuze, da. Dar cele două doamne care și-au bătut capul în adevăratul sens al cuvântului cu acest proiect sunt lângă mine, doamna Fedorici și doamna Turcu. Și domnului primar trebuie să-i mulțumim în mod deosebit. Dacă nu ar fi fost atât de... S-a implicat, da. Dacă nu s-a implicat, poate nu era gata nici acum. A fost dirigint, al doilea dirigint de șantier. Da. Ce mize nu are parcarea subterană? E depusă documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Vineri avem promisiunea că o vom primi. Deci în rest are toate avizele. Cum este cu locurile de parcare? Am testat personal, nu vreau să-i
da, 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 respectă, respectă dimensiuni, dimensiuni standard, dar și noi am fost azi acolo. Perfect, e problema asta. Astea sunt, da, dimensiunile standard ale locurilor. Ba, da. Da, și noi am fost astăzi tot cu mașina. Da. Nu sunt stați? Ba da, ba da, sunt stați, sunt, da, chiar le-am verificat și le-am măsurat. Le-am măsurat, da. Prin sondaj. Da.